Salut și bun venit la un nou episod de GTA 5 Online pe Barba Neagră. Salutare barboșilor, suntem în GTA 5 Online. O să vă explic într-un moment de ce postez eu mai rar GTA 5 Online. Asta nu înseamnă că îl joc mai rar. Dar, până una alta, văd că au introdus o chestie nouă. Și anume, nu știu, un job nou aici. Pot să sar? Nu, unde pot să iau și eu? Văd că au introdus o chestie nouă, nu știu, trebuie să mă duc să iau o mașină și să distrug niște echipaje de Meriwether. E o chestie interesantă, încă n-am mai văzut până acum și din câte am văzut apar în stânga sus niște notificări acum cu Movaliu Rosaliu. E foarte interesantă chestia asta, nu știu dacă doar mie mi-apar sau nu. Uite, avem aici. Ce-i ăsta? Time Trial, Observatory, Part-Time. N-am mai făcut asta. Ia, hai să vedem. Time Trial, Go to the Destination. Ok. Hai să mergem cât de departe, ia. Holy, ce de departe. To reside at any point. Nu înțeleg ce trebuie să facem aici. Hai să mergem acolo să vedem care e treaba. Este e departe? Dă-te, mă. Să-i dau și un zoom out. Unul e departe, e al naibii de departe. Nu știu care e treaba, nu știu ce trebuie să facem aici. Ar fi ajutat dacă aș fi avut mașina mea. Dar hai să o luăm pe scurtătură să vedem ce e acolo. Descoperim împreună. Oh, ce frumos, măi, ce frumos. Stai așa, stai de. Op, gata, perfect. O luăm numai pe scurtături. Ajungem într-o secundă acolo. M-am spart aici. Wow, aici m-am spart. Stai. Gata. Inițial am intrat să iau o mașină să o vând. Pentru că eu, ăsta e primul lucru care îl fac de fiecare dată când intru eu în GTA 5 online. Și anume iau mașini să le vând, fac și un bănuț rapid, pac, frumos, alea, nu să... Stai așa că aici avem o scurtătură, nu se supără nimeni, știi? Eu joc GTA 5 online des. Dar nu filmez atât de des pentru că nu mi se pare interesante lucrurile pe care le fac aici. De obicei fac chestii pentru a lua bani. Mai cumpăr niște chestii de arme, mă mai prim prin oraș, mai jefuiesc un magazinaș, chiar și acum avem 22.000 la noi, trebuie să mai băgăm și în cont un picuț. Și știi, fac chestii de-astea care nu... Ia stai, ce e acolo? Se duc alții? Stai așa, nu. Se duc alții, văd un elicopter acolo. Nu, vom trece pe lângă el, ok, bun. Știi, și nu mi se par mie atât de interesante, iar dacă nu mi se par interesante, nu le pun pur și simplu să vă pierdeți timpul cu ele. Asta mi s-a părut o interesantă chestia asta acum, pentru că e o chestie... Get other chopper over there, man! Păi dar nu mai avem când, part-time, nu știu ce înseamnă asta. I don't know, man, personal time, part-time, nu știu. Uite cât sunt pe aici, holy shit! Hey, guys! You are going to take part in kill list. Copiii de aviziu choosing to hide the event. Ok, bun, nu e o problemă asta, noi suntem pe passive mode, din cauza asta nu ne arată. Nu știu care e treaba cu part-time, nu știu, go to the destination. E foarte ciudat, asta e probabil un alt tip de misiune. Habar n-am, acum am văzut când am intrat. O să caut mai multe informații, probabil, măi, stai un pic, calm. Încă mai avem de mers, da? Ia. Holy shit, da, mai avem de mers. Cred că o să mergem noi degeaba până acolo, dar sunt foarte curios și din cauza asta insist pe această temă. Oricum, wow, ăsta mergea foarte încet, să era chiar oprit de tot. Dacă tot suntem pe aici, când o să ne întoarcem, o să vă jefuiesc niște magazine. Să vă arăt ce fac eu de obicei pe aici prin legit. You've received 2000 for continued good behavior, keep it up. Thanks, man! Yeah, ce drăguț! Din cauza că suntem, jucăm fair play. Nu omorâm prea mult. Nu distrugem, nu neapărat de distrus, ci de omorât. E o chestie foarte interesantă. Cred că mai multe jocuri multiplayer slash online ar trebui să introducă chestiile astea. Practic rewards, cadouri pentru cei care se comportă frumos și nu strică gameplay-ul pentru ceilalți. Mi se pare o chestie foarte prietenoasă. Ok, și am ajuns aici. Ce e aici? Ok. E aeroportul lui Trevor. Time trial. Failed. You finished with the time off. Și nu-i dat nimic? Stai așa. Rank up. Enforcer. Kill this company is about to start. Job and exit trigger has been temporarily hidden as you are now active participant in the current free mode event. They will return once the event is over. Trebuie să omorâm pe aia ceva. Trebuie să ne omorâm aici între noi. Kill this company is about to start. Job activity triggers has been... Ok, bun, deci nu mai putem să mai primim mesaje de astea cu joburi, știi cum ar fi, flake a job sau chestii astea, gen heisturi și bla bla bla.
Dar... Ce se aude? A, starte... Eventul a început și noi suntem prin urmă pe aici. Chris Cornell has started without you. Oh, man, am ajuns la timp. Trebuia să ajungem mai, mai rapid și dacă aveam o mașină mai rapidă. N-am știut despre ce e vorba. Uite, acum știu despre ce e vorba. Nu știu sigur dacă se face o chestie. Cred că se face la un interval orar pe server sau ceva de genul ăsta. În fine, hai că nu mai... Unde aici? Mamă, ce de elicoptere frățioare pe acolo. Dacă tot a început fără noi, nu o să participăm la ea. Mă uit, uite un magazin în spate, pe ăsta l-am mai jefuit. O să luăm și acum. Dar nu prea am... uite că se face dimineață, super. O să îl jefuim, după care trebuie să scăpăm de poliție, să băgăm și noi banii ăștia în cont. Nici nu mai putem cumpăra noi așa, că avem niște bănuți, ar fi interesant să tunăm niște mașini pe care deja le avem. Cred că ar fi dobelea, numai că costă al naibii de mult. Hey man, sorry, I have to do this. I really have to do this. Nu știu de ce... De ce a fugit aia? Aia presimțea, the selection is disabled by passive mode. Ok, uitați-mi de passive mode. Disable passive mode. Trebuie să așteptăm 12 secunde. Seriously, parcă era 10 secunde înainte. Acum e mai mult? Ok, așteptăm. No problemos. No fucking problemos. Prietene, nici nu știi ce te așteaptă. O jefuire rău de tot. Hai cu pistolul. Hey man. Hai. Oh shit. Deci că... Cânti, hai! Îți iau leisul, ia! Pa, pa, numai aer în pungile astea! Dă-mi, măi! Dă-mi! Oh, uite, polițistul cât de aproape a fost, vine încoa! Opa, să vezi tu că va trebui să omorăm un polițist și asta nu-i de bine, nu-mi place. Hai mă, dă-o încoa o dată! Gata, 2400? Fugi, tatăle, fugi! Uite un polițist acolo în față, îl vezi? Uite-l acolo, trage mine! Iii! Hai, că mi-a tras una deja! Mi-a dat-o drept în sfârcul drept, uite-te și tu acolo. Opa, vine pe partea aia, noi mergem... Nu! Hui, de mine ce era să-mi tragă țeapa acea rocă! Dacă o iau în stânga, direct în apă mă duc. Hai așa. Ia sta pe mine. Scurt, motherfucker! Fugi, măi, fugi încolo, ei pe alții. Ideea mea a fost să dau într-un stâlp de ăsta să mă oprească instantaneu și el să treacă pe lângă mine, dar văd că n-a funcționat. Viju! Două steluțe. Nu știu, vi se pare interesante videoclipurile astea în care pur și simplu doar arec pe aici? Asta fac eu de obicei în GTA 5 online, apropo. Adică nu fac mare lucru. Astea sunt lucruri care pe mine mă relaxează, știi? Eu pur și simplu merg pe aici, uite, mai dau, mai jefuiesc, mai scap de poliție, mai merg pe șinele astea de tren. Practic ăsta e GTA-ul, știi? Frumos așa să-l testezi, să vezi ce poți și ce nu poți să faci. Iar acum că a venit ziua... Și dimineața e absolut super. Hai prin cactus, măi, hai prin cactus. Holy shit! Holy shit! Am spart cactusii. Nu era tare să fii sărit peste grilajul acela? Ăia vin după mine? Ok, unul pe dreapta. Dacă ne ducem pe stânga, s-ar putea să scăpăm chiar foarte, foarte rapid. Uite-te și tu. Ce s-o moară aia ca câinii fără noi acolo, măi. Data viitoare poate reușim și noi să intrăm acolo, cine știe. Hai să ne punem totuși un set. Uite, am un magazin în față, vreau să-l jefuie și pe ăla. Mai luăm niște bănuți, mai luăm niște... Și așa, avem două steluțe. Trebuie să scăpăm de ele... Wow! Foarte curând. Prea buni, măi, prea buni. Încă ceva ce am observat la mine. Mie nu prea place. Adică îmi place să folosesc mașini care eu le am în dotare, doar că ador și să iau... câta barca! Să iau și mașini de ei, să le furăcesc pe acilișa, pentru că... Sunt foarte multe... Op, Talister! Listen, give me a shout if you ever want to do a bounty. It's an easy way to make some money. Mișto, putem să omorăm un bounty? Nice, hai să vedem cum facem, până una alta. Hai să intrăm puțin rapid pe internet și să depozităm banii pe care noi acum îi avem în portofel. Apropie sus și give your image a boost by hiring our professional party guest for your next social event. What? Văd că au introdus multe chestii pe aici. Deposit? Și avem 26, am depășit, măi, oameni buni, măi, am depășit 200. Uite, 214.000! Nice! 214.000, e da bine! Ce? M-am blocat? Hai să sunăm pe Lester, sunt curios ce are Lester de spus. Ia zi, băi, Lestere, care-i treaba? Bounty? Sure, no problemos. Hey, what's up? How can I help? Locate the boat. Ah, cred că... Set bounty, cred că set bounty pe cineva, nu? Da, copster, da, deci asta n-am înțeles eu bine. Am înțeles, deci dacă vrem, acum e disponibilă toată treaba asta, știi, să facem un
Să punem un bounty pe cineva, dar cine are bani de consumat? Seriously? Cine are bani? Op! Direct într-o fish. Direct într-o fish. Hai să chemăm și noi al nostru mecanic. Unde ești, măi, mecanicule? Nu Meriwether! Nu, măi, nu. Hai să sunăm la mecanic. Să vedem dacă ăsta face un drum până la noi aici, să ne aducă și nouă o mașină cât de cât decentă. De asemenea, nu știu dacă am toate mașinile, s-ar putea că una dintre ele să fie impounded. Ce să luăm noi? Hai să luăm... LGU, Zentorno... Hai să luăm Zentorno. Pac, pac. Vine cu Zentorno. Și o să-l tunăm un pic. Să mai... vinde... What? Să mai dăm și noi banii pe niște chestiuni care să ne folosesc acolo, măcar puțin la viteză, că Zentornul nostru e foarte, foarte lent față de altele. Uite-l mai aici. Apropo, văd că acum în dreapta sus, nu știu dacă e bug sau ceva, nu cred, ne arată banii în permanență, ceea ce e mai ciudat, pentru că până acum nu făcea chestia asta. Ok. Cel mai apropiat paint shop. Wow. Seriously, doar atât a trebuit să merg până la what? Seriously, man? Seriously? Doar atât? Ce convenabil! Unde e, măi? Unde e? Ai, în partea cealaltă. Uite-l acolo. Wow! Trebuie să intrăm pe a doua? A, nu contează. A, aici intrăm direct la Paint and Spray. Dacă dăm armor, ce avem acum? Nan armor upgrade 40%, 12.000 și ne dă un upgrade de 40%. Sigur, vreau asta. Bun. Avem brakes. Nu prea vreau brakes, vreau engine. 12.000 pe 1, upgrade level 2, dar nu ne arată cu cât. Ah, cu nimic. Serios, cu nimic. Asta nu... What? Ok. Explosives. Ignition bam. This item will unlock at rank 2. Nu știu ce face asta. Fuck it, o luăm. Are you sure you want to rig this vehicle with explosives? You will no longer be able to mod this vehicle. Nu vreau asta, că vreau să mai pun lucruri pe el. Chassis. Sidebars primary color. Oh, come on, seriously, pentru 1100? Nu, mersi. Hood. Yes. Sleepy? Ah, nu, deja avem una destul de interesantă și mai avem una cu stripe-uri. Nu știu, nu mi-a plăcut niciodată stripe-urile alea, cine știe ce. Horn. Astea sunt scumpe, dar din câte am văzut eu în GTA 5 online, dacă ai un claxon de scump, atunci impui respect. Da, eu sunt prea zgârcit. Pentru a da atâția bani, sunt prea zgârcit. 21.500. What? 49.000, ești nebun? 10.000, nu e rău. Na, parcă nu mă lasă portofelul, măi, nu mă lasă! Neon kids, nu vreau. Ce mai avem pe aici? Decât atât? Respray, sell skirts, spoiler, skirts-urile le avem. Da, skirts-urile le avem, altceva, wheels, windows. Am putea să facem windows-urile negre, ce-i drept, ia. Dark smoke, astea, uite așa. Ah, bun, hai că asta e îmbunătățire, o să o luăm. Ok, la wheels, nu prea vreau să le schimb, că sunt deja. Wheel color, wheel accessories, black tire smoke, nu, că astea îmi plac cum sunt. Green tire smoke, n-are rost să dăm, nu-mi place fum, frățioare. Ia stai, custom rinsul stainless wheel accessories, stai și ce zice acolo, wheel accessories? Zice ceva de, așa, join crew... Wheel type, SUV, da, vreau să fie protejate, în fine. Windows-urile le-am făcut și acum ne dă direct din nou la armor. Și acum upgradăm armura? Nu știu, nu înțeleg care-i treaba cu armor upgrade 100%. Înseamnă la când you reach rank 100 și asta cât? 50. Ehe, frățioare, mai avem până atunci. Ei, suntem puțin mai îmbunătățiți. Am putea să mai luăm și niște frâne. Da, nu știu ce să zic, nu știu dacă ne trebuiesc. I don't know, man, I don't know.
Seems pretty good to me. Deci până la urmă am făcut upgrade-ul ăsta cu, cu geamurile, care e ok-ish, nu e cine știe ce, nu vă gândiți că e ce e în față? A, de biliard. Aici, dacă nu știți, aici se joacă, nu de biliard, de darts. Aici se joacă, e singurul punct de pe hartă în GTA în care se joacă darts, unde vedeți voi pe hartă acolo cerculețul ăla. Deci, da, am făcut o misiune, m-am chinuit ceva alea. E, uite un individ aici. Unde să mai mergem să jefuim noi o... Uite, mergem și aici, hai să jefuim și pe asta. Jobong, mai luăm câțiva bănuți, măcar puțin tei acolo, treburi, alea, alea. Yo, știi ce era mișto? Că aici în online să poți să pui anunțuri, știi? Wow, gen să vinzi mașina mâna a doua sau să faci servicii, gen... Să ai ca în San Andreas, știi? Servicii. Eu sunt... eu dețin un magazin și am nevoie de nu știu ce tiriști. Șofer de tir pentru a transporta nu știu ce morfuri, chestii, treburile alea, alea, știi? Sau prostituate, de exemplu. Ar fi fost destul de interesant. Să ai același... bine, cum avem acum cu misiuni și chestii, dar să ai și aspectul ăla de joburi, știi? Oarecum permanente, care să tot crești în nivel, cum ar fi mecanic sau chestii astea. Iar dacă alți player nu te cheamă, să existe player ai jocului. Adică NPC-uri care să vină să aibă nevoie. Eu sunt din nou pe pasiv, din câte știu eu. Da, și ar trebui să aștept. Mai așteptăm puțin și o să-l jefuim și pe ăsta, măi. Cheliosule, tu semeni ca celălalt. Ok, dacă nu chiar o fi el. Nu el. Ăsta e mai precaut un pic. Văd că are și gratii pe aici, doar că logic. Acum e în business, nu le are puse. Mame, n-am ce să-ți fac. Hai da. Scoate-le! Wait for the circle to empty the register to get the full amount of cash. Ok, m-aș fi gândit că dacă aștepți, dacă te duci tu și ei și ei tu banii, atunci să-ți dea cea mai mare sumă, pentru că ăsta poate mai omite, din cauza că, eu știu, e frică sau chestii, poate să mai omită niște dolarei pe acolo, știi? 2500, nu, ce stai că t-am luat, 1500, am luat 2500, eu mereu mă uit acolo la câte gloanțe avem, știi, în loc să mă uit cât, wow, stai așa că vine ăla, fugi, nu, fugim de ei, hai să luăm rapid în dreapta. Ole, dar stai așa pe unde au pe aici, n-am cum pe aici. Imediat la dreapta unde pot am și luat-o. Uite pe aici putem să o luăm. Perfect, și acum vom sări un picuț. Wow! Ok, sunt bine. Asta e avantajul. Că ne putem da rol pe loc. Yo! Gata. Opa, stai așa, fuștatele, fugi. Am scăpat. Nu are rost să mai băgăm banii ăștia. Ia să vedem ce mai e pe internet pe aici. Nu are rost să-i băgăm la pușculiță. What? Stop paying your mortgage now. The banks failed. Due time to fail them. What the fuck? Website foreclosure, domain for sale. Ce e asta? Worst of... Ha? Cine trece? Cine e pe aici? Cine e, măi, pe aici? Ok, nu e nimeni pe aici. What? Stai așa, ce mai avem pe aici? Dog wars... What? The art of contemporary killing. Miss fire. Ok, dar care-i treaba? Play online... Ah, sunt doar de reclamă și atât? Yeah. Helpful tip. What? Ce-i asta? A, reclamă la un joc, probabil, nu? Băi, mă lași. Summary. Paul Cleans. What the fuck is this? You know, die that's taking Los Santos by storm. Nu, mă, că nu vreau să slăbesc, glumești. The Paul Cleans before and after. What? Ce before and after? After 3 days. Uiii, doamne, urâtă e. Schizul urmă, 40 pauze, is endorsed. After 1 week. Fix la fel. Păi și care-i treaba? A, din grasă în musculatură de asta, așa? Jesus, dar urâte sunt astea. Fashion and health. Prop, n-am nici Fabian. What? A, da, uite-l pe ăla din poveste, pe Fabian. Ce tare că l-au băgat și aici, are website. Mișto chestia asta, nu știam. Cât de mișto. Da. Și bărboșilor, cam asta fac eu când intru în GTA, în majoritatea timpului, bineînțeles, că mai facem și joburi și chestii și treburi și alea, dar, what? Nu spui dacă pot să merg cu avionul ăsta.
Dar de obicei pierd timp, uite, în halul ăsta. Take out the guy mellets in the area and look around for crates containing loot. Deci nu, dacă poți să iau, vine unul cu A, și o motocicletă interesantă. Măi, poți să iau avionul ăsta? Nu pot să cred, wow. Ok, asta e interesant. Gang attack. Nu frăceare, nici nu gang attack, eu am plecat de aici. Gata, boss, fugi. Fugi! Hai să fugim, măi, de aici. Go, 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 go. Nu vreau să încep un gang attack. The high speed challenge will begin shortly. Achieve the high speed in a land vehicle. Sunt multe challenge-uri de astea care văd că încep. What the fuck? E o chestie, nu? O chestie pe care n-am mai văzut acum. Wow, ce tare e asta! Event starts in... Am putea să participăm la chestia asta. Dar o vom face în episodul următor, Bărbășuri, până data viitoare, nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați la chestie imens apreciat și ne vedem, bineînțeles, în episodul următor, unde continuăm fix de aici.